vărsătorul pe 17 iulie la ora 21 și 30 de minute este influența de luna nouă din RAC. Această lună nouă în RAC va aduce ca influență maximă pe casa fericirii voastre, unde puteți să aveți niște inițiative noi. La această lună nouă se pot începe proiecte noi, există deschidere, încredere, speranță, intuiția, instinctele dorința de nou, dorința de progres bine aspectate, sacrificiile, secretele totuși făcute în iubire, în zona educației, distracția, distracției, creativității pot aduce nervozitate, pot aduce și tensiuni, conflicte, impulsivitate mai mare și chiar dorință de distrugere. Vitalitatea este scăzută, iar relațiile sunt mai degrabă ceva mai uh, violente, mai destructive. Luna aceasta este mai tensionată și aduce nervozitate, aduce tensiuni, riscuri de accidente, de scăderea vitalității, schimbările în zona de resurse și de bunuri materiale pot să aducă însă seriozitate, dar și egoism și nesiguranță pe de altă parte și poate mai multă. Uh, uh, cicăleală la adresa celorlalți, mai multă lipsă de afectivitate, iar aceste tensiuni pot să aducă dificultăți de comunicare, renunțarea la niște planuri, relații marcate mai ușor de intrigă, de posesivitate excesivă și de tensiuni. Sacrificiile, secretele, datoriile pot avea legătură cu resurse, cu bunuri materiale. Se manifestă curiozitate pentru mister, ocultism, Folosirea intuiției, iar chiar putem vorbi și de originalitate și chiar de dorința de a fi mai creativi. Relațiile sunt idealiste, mai ales când este vorba de călătorii și de stările de visare. Există eforturi care probabil le faceți la locul de muncă și vreți să le armonizați cu eforturile pe care le faceți în familie, în cămin, în relații sau legat de trecut. Prin îndrăzneală, curaj, originalitate, dorință mai mare de independență, de progres, de nonconformism și de excentricitate chiar. Condițiile sunt bune pentru reușita socială, iar în relații există tendința de a fi demonstrativ și de a căuta relațiile bazate pe prietenie. În 19 iulie, în familie, în cămin, în zona relațiilor, puteți să experimentați mai multă nervozitate, mai multă frustrare. Lucruri care au legătură și cu o, o deschidere mai mare către zona mistică, sunteți mai insistenți în ideile voastre, relațiile sunt ceva mai dificile, mai greu de controlat, mai schimbătoare. În afaceri există riscuri de pierderi provocate de speculații în special, iar în 21 iulie contractele asocierile, mai ales cele făcute de familie, pot declanșa frustrări. Puteți fi mai rebeli în exteriorizarea voastră, mai greu de înțeles de către ceilalți, vă fixați obiective poate unor imposibile, la care trebuie ulterior să renunțați, și există mai multă violență în exprimare. Relațiile pot fi mai aventuroase, mai instabile, riscuri de accidente și o vitalitate mai scăzută. 23 iulie există o retrogradare a lui Venus, care uh, se activează începând cu această dată, până în data de 3 septembrie. În tot uh, acest timp uh, veți avea o afectare a contractelor, a asocierilor, prin blocaje care vin din iubire, din relații, din finanțe. Puteți regândi relațiile, iubirea, finanțele, să reflectați asupra bugetului, să reflectați la sentimente, la creativitate și la spiritul artistic în timpul acestei retrogradări.